Păi, e lopatul, da? Și ai zis, bă, că ți-am zis Fibri al dracu tății. Dar tu ce ai zis? Să-l apartez de pe lângă curtea de apel Constanța. L-am întrebat cu executare, fotbalist-o. Sud-est România, undeva în Balcani. Când te iei de gust, ține morții mă de tăpani. Ilie trecea pe lângă mine. Îi zic să trăiască martul în mincinos. Iar ăsta, Miroceanu Anton, în timp ce mă filmam, nu era camera pusă pe rec. În timp ce filmam, s-a făcut către mine. Am zis, ia uite-l și pe ăsta. Întic alea. Iar întic alea. Hai, zi mai tare! La speta penală e al patrulea termen de judecată, iar în ședința de astăzi, 27 septembrie 2023, se va audia martorul mincinos Șantru Ilie, care a mințit în urmăririi penale, la fel cum a mințit, inducând-o în eroare pe domnișoara, între ghilimele, bita fotbalista, Turcan Roxana, care a îndeplinit în mod defectuos actul de finalizare a urmăririi penale și se va audia de asemenea și persoana vătămată, Miroceanu Anton, de 83 de ani, care încă din 16 iulie 2021 m-a amenințat că îmi dă în cap și că mă va omorâ. Iar la data de 27 august 2021, persoana vătămată de 83 de ani, Zmeu, dacă ameninț pe o persoană de două ori mai tânără ca tine că urmează, că îi dai în cap și îl vei omorâ, trebuie să fii Zmeu. Am de asemenea pentru acești doi mincinoși octogenari un set de întrebări foarte relevante despre amenințările ulterioare. Mai înainte am depus o cerere prin care solicitam doamnei președinte să-mi acorde copiile înregistrărilor reședințelor anterioare, ca să le pot publica fragmente, pasaje din acestea, să le pot publica pe YouTube. Sunt de la partea civilă. De doamne, să trăiești, să mai îndai să lucrezi ăștia la partea civilă. Eu sunt de la partea civilă. Tu, păi și numai tu singur, măi, fenomen. Mai bărberește-te și tu să mai arăști tu mai om. Tu vezi că ești bopciu. La vârsta ta stai nebărberit. Tu nu mai ești partea civilă. Ce? Nu mai ai dreptul să fii partea civilă. Că te aduce cu mandat de aducere. Hă? Te aduce cu mandat de aducere. Pe mine, mă? Da, hai să te... Băi, ia uite-te la mine bine, mă. Tu știi cine sunt eu, mă? Cine ești? Miroșanu Anton, da. Artist, mă, eu am fost în viața mea șeful, mă, internațional. Da, da, am condus o fabrică de acest lucru, băi. Băi, ia, ia mâna de pe mine. Băi, ia mâna de pe mine. Băi, tu spui mie, măi, băi, eu am condus o fabrică de acest lucru în viața mea. Și am la ora actuală 44 de milioane pensie, mă. Da. Da. Și o să-ți pună sechetul pe tot. Păi, ce zi, bă? Ia-i mie. Tu ai? Am început, că tu m-ai lovit primul. La salutarea, salutări de la partea civilă, mi-a zis să vezi ce-ți faci eu ție mâine. Puncte, nu știu, n-am stat să-l întreb, că nu mă interesează ce are de spus moșul Miroșanu Anton, inducător al organelor de cercetare penală în eroare. Miroceanu zicea că am dat o sită în cap, eu trecând pe lângă el. Degeaba? Păi degeaba. Cum ar fi degeaba? Păi de ce să-mi dai? De ce să-mi dai cu sită în cap? De ce să-mi dai cu sită în cap? Unde ce s-a întâmplat? Uite, vrea să-mi dai cu sită în cap. Da, și de ce? Miroceanu Anton. Băi, nu te vrei cu de urât.
întotdeauna se ia de mine când trece, dacă nici o ceva, să te la pălipim. Și dragă de bocciuc, și dragă de urână, bă. Și dragă de urână, păi mă cunoaște, păi te cunoaște de neam prost, mă. Tu te-ai în gură, te prinde într-un dos. Ce e, mă? Mă duce pe mine la dumneavoastră că a zis eu că îi dau cu sticla, încă că e prostul ăsta. Nu te mai întreb niciodată. Miroșanu Antonov vine și mă bagă în seamă. Că ce-ai, mă, cu mine? Nu ne-am prietenit, mă, odată. Nu ne-am prietenit, eu te băg la pușcărie, pentru ce mi-ai făcut. Hai, nu ți-ai făcut că ți-ai în gură? Ce? Dă-i drumul, dă-i drumul, lasă-mă în pace. Unde să mă duc? În partea lată. Care fotbalista, în timp ce eu treceam pe strada Sănătății ca să mă duc la să-l vizitez pe Cimi, a trecut neregulamentar strada, deci nu era nicio urgență ca să o treacă neregulamentar și i-am zis la mulți ani cu executare, ca întocmi în rechizitoriu, în mod corespunzător. Am făcut o, am formulat o cerere de urgentare a demersurilor în dosarul pentru 2023, a aflat un lucru la parchetul de cererea care am depus-o de urgență. S-a întemeiat în articolul 81 aliniat 1 litera pe cod procedură penală și survine urmarea faptului că la data de 22 decembrie 2023, doamna președintă a completului de judecată pe 10 de la judecătoria Constanța a pronunțat pe fond în procesul penal 355/212/2023. Nu voi mai dita de dreptul de a face contestație, întrucât mi s-a aplicat o pedeapsă de 9 luni cu suspendare a executării pedepsei, iar eu nu mai doresc să mai fac contestație, doar să facă parchetul, deoarece la hotărâre a avut în vedere mărturia mincinoasă a martorului Șandru Ilie, incidentul din 27 august 2021, când Miroșanu, când l-am lovit în legitimă apărare pe Miroșanu Anton, și Andru Ilie a spus că incidentul i-a produs frică. Eu am fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare, deoarece martorul și Andru Ilie a spus că este frică și am tulburat ordinea și liniștea publică, lovindu-l pe Miroșanu Anton. Da, Miroșanu Anton nu m-a lovit pe mine, atunci nu i-a produs frică faptul că Miroșanu Anton m-a lovit. Primul, unul din capetele de acuzare a căzut, acela de lovire sau alte violențe. În sensul că Miroșanu Anton a hotărât să-și retragă plângerea prealabilă. Iar infracțiunea de lovire sau alte violențe e infracțiunea cu plângere prealabilă. Problema e că dacă Carmen Petruța Vasile, care l-a audiat pe Șandru Ilie, nu scria de la ea din burtă că lui Șandru Ilie nu i-am produs senzații de teamă prin faptul că eu l-am lovit în legitimă apărare pe Miroșanu Anton, iar Carmen Petruța Vasile a scris de la ea din burtă lucrul ăsta, că i-am produs senzații de panică lui Șandru Ilie, sau săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Infracțiune care nu e cu plângere prealabilă, infracțiune pentru care eu am fost condamnat. Deci, în dosarul pe 2023 cu misa fotbalista atorcărul Roxana, vedeta din materialul dosar de ofițer 3, a comis o gravă, urât de tot. La mulți ani cu executare, fotbalisto. În ce cameră te bagă? Și pe tine și pe frate tu. Doamna grefier mi-a spus, foarte amabilă, mi-a spus de altfel că mai am un dosar care sunt persoană vătămată, dosar penal la fata lucru, 333, per pepel 2021. 336 fiind consulcan Adrian. Nu mă sperați! Da. Am și eu nevoie de sprijinul poliției, eu ți-am mi-a atins Siria, îmi dorea să-mi dă. Nu vreau să-mi dă, 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 nu vreau să-mi
Filial dracu să ții. Ia ce ai. Ai bătut? Păi, îi fac plângere, îi fac plângere.